Prima zăpadă a adus și prima tranșă de doze de vaccin antigripal la Giurgiu, după ce Ministerul Sănătății a declanșat campania de imunizare împotriva gripei. Direcțiile de sănătate publică au început deja să-și achiziționeze dozele de ser necesare. În prima tranșă județului nostru i-au fost distribuite circa 6.000 de doze de vaccin. Potrivit conducerii Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, dozele vor ajunge astăzi la sediul instituției, urmând ca de săptămâna viitoare să fie distribuite în județ. Ministerul Sănătății declanșează campania de vaccinare antigripală în toate județele țării, inclusiv Giurgiu. Astăzi, mașina de SP a plecat la Unifarm pentru a ridica aproximativ 6.000 de doze, o primă tranșă, pentru imunizarea persoanelor cu risc crescut. Urmează perioada imediat următoare să fim și alte doze. Dozele de vaccin vor fi distribuite conform graficelor Direcției de Sănătate Publică Giurgiu. În primă fază, cei ce vor beneficia de acestea vor fi persoanele vârstnice, cei ce locuiesc în cămine, cadrele medicale și persoanele aflate în situații limită.